România are sprijinul SUA. Asta după ce premierul Dacian Cioloș a solicitat sprijinul pentru întărirea cooperării militare la Marea Neagră. Vestea vine în urma întrevederii cu vicepreședintele american la Casa Albă. Vizita de lucru în SUA a premierului României a fost una de importanță în ceea ce privește securitatea României. Discuția dintre Cioloș și Biden a fost axată pe întărirea parteneriatului strategic dintre SUA și România. Am avut o discuție lungă și aprofundată cu vicepreședintele Biden, în care am trecut în revistă mai multe subiecte de interes comun. Joseph Biden, vicepreședintele american, a confirmat angajamentul statului american. Securitatea și apărarea în spațiul euroatlantic este așadar garantată. Am solicitat sprijinul Statelor Unite și am obținut promisiunea că vom fi susținuți atât pentru întărirea cooperării la Marea Neagră, cooperare militară la nivel naval. Am explicat demersurile pe care noi le-am făcut deja în colaborare cu Bulgaria și cu Turcia și am avut promisiunea sprijinului în cadrul summitului pentru ca această cooperare la Marea Neagră să fie susținută de NATO. De asemenea, Cioloș a solicitat și sprijinul pentru o brigadă multinațională pe teritoriul României, tot în parteneriat cu aliații. Aici România s-a angajat să pună la dispoziție resurse.